În acest sfârșit de săptămână are loc etapa a 6-a din campionatul național de basket masculin. BCM-ul Pitești își dorește să spargă gheața și să obțină prima victorie în fața propriilor suporteri din actualul sezon, în confruntarea cu Basket Club Timișoara. Vrem să folosim jucătorul nou. Eu îmi doresc să-l folosim sâmbătă, fiindcă știu că putem să învingem Timișoara. Aspectul jocului de la Ploiești ne îndreptățește să sperăm la victorie cu Timișoara. Și un aport important sub coș, ceea ce ne-a lipsit la începutul campionatului, poate să ne apropie victoria. Timișorenii au jucat în această săptămână un meci în Liga Balcanică, pierdut la mare luptă în fața celor de la Rilski Sporti Samokov cu 78-80. Tudor Costescu, antrenorul piteștenilor, speră că jucătorii săi vor profita de oboseala acumulată de bănățeni. Învingem Timișoara, nu-mi fac probleme. Vin după meci din Bulgaria, din Liga Balcanică. Poate sunt și mai obosiți, poate sunt mai relaxați că vin la noi, zic așa că noi deocamdată nu suntem în formă. Deși e o echipă foarte serioasă și cu aspirații mari și cu un buget amețitor, sigur, sâmbătă șansele sunt cel puțin egale, dacă nu mai mari pentru noi. BCM-ul Pitești ocupă locul 9 în clasament cu 7 puncte, însă clasarea putea fi mult mai bună dacă nu se pierdeau cele două jocuri de acasă cu SCM Craiova și CSU Sibiu.